Boala diareică acută sau gastroenterita acută reprezintă a cincea cauză de mortalitate la copilul cu vârste sub 5 ani la nivel global. În România încă nu există o campanie națională de vaccinare împotriva infecției cu rotavirus, aceasta fiind cauza numărul 1 de spitalizare și deces prin boală diareică acută la copilul sub un an. Care este situația în România privind boala diareică acută? Și aici aș vrea să ne referim puțin la copiii sub 5 ani. Avem multe astfel de cazuri? Sunt cazuri multe de boală diareică acută. Ele au o anumită sezonalitate. Sunt perioade din an când pacienții pediatrici care se prindă pentru simptome gastrointestinale uh, sunt mai mulți decât în alte perioade. De exemplu, o să vină perioada estivală acum când numărul uh, copiilor cu boală de acută va crește foarte mult. Uh, dacă este să ne uităm puțin pe datele de la Institutul Național de Sănătate Publică, o să vedem că uh, 15% din bolile de acute raportate sunt la copilul sub un an iar undeva în jur de 30% la copilul între 1 an și 5 ani. Asta înseamnă că, per total, sub vârsta de 5 ani avem cam 49% din cazurile de boală diareică acută, ceea ce este foarte mult. Adică un, un grup restrâns de vârstă, 1-5 ani, reprezintă aproape jumătate din bolile diareice acute în sistemul nostru medical din, din România. Dacă este să ne uităm puțin la agenții etiologici care dau această boală diarheică acută, într-adevăr rotavirusul este pe primul loc 18% din cazurile de boală diarheică acută sunt datorate rotavirusului Există și alte virusuri cu tropism intestinal care poate să dea boală diarheică acută Ne referim aici la adenovirus, la norovirus, care în perioada estivală o să vedem că e un pic mai predominant față decât rotavirusul. Avem diferite enterovirusuri pe care în mod normal nu le putem determina în laborator, însă trebuie să avem grijă și la interocolitele de cauză bacteriană. Foarte frecvente la copil sunt cele determinate de salmonella, de shigella, locul 2 după rotavirus și Shigella și de la care în grupul acesta de vârstă al copilor mici care umblă toată ziua prin casă, ating toate obiectele, merg pe la bunici vara și stau prin curte și pot să, să atingă obiecte contaminate, numărul lor crește în, în această perioadă. Aș vrea să vorbim puțin și de vaccinare, cel puțin în ceea ce privește infecția cu rotavirus. Peste 100 de țări au introdus în programul național de imunizare acest vaccin. De ce întârzie la noi în România și câtă nevoie ar fi de vaccinare? nevoia de vaccinare antirotavirală este mare. Este mare pentru că, spuneam anterior, rotavirusul este principal agent etiologic al gastroenterocolitei. Sunt 18% cazuri determinate de rotavirus. Un copil cu rotavirus, mai ales dacă este mic, sub un an, sub doi ani, cel mai probabil va necesita internare. De ce? Pentru că simptomatologia bolii este destul de zgomotoasă: multe scaune diareice, vărsături, febră mare. Asta va împiedica copilul să se hidrateze în mod corespunzător și îl va duce, logic, la spital, unde va trebui îngrijit cu perfuzii, cu diferite medicamente. Și este clar că se pune o presiune asupra sistemului de sănătate. Toți acești copii internați trebuie să tratați, se cheltuie mult din resursele statului pentru a îngriji acești copii. Pe de altă parte, părinții trebuie să-și ia și ei Logic, și atunci iarăși se pierde din forța de muncă. Deci, per total, impactul pe care boala rotavirală îl are nu este doar în episodul de boală, doar faptul că copilul suferă, ci este un impact și economic și social. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi trebuie să, primim, să privim această infecție cu rotavirus nu doar ca o interocolită logic că toți vedem icebergul doar partea vizibilă. Însă întotdeauna și orice infecție, fie virală, fie bacteriană, are și o parte nevăzută cumva. Și rotavirusul este unul dintre virusurile care, la care partea asta nevăzută este mult mai mare decât partea văzută. Adică ceea ce vedem noi, da, o interocolită, nu. Se manifestă uneori mult mai zgomotos. De ce? Poate să dea manifestări neurologice. Rotavirus este principala cauză de convulsii în afebrilitate la copil. Rotavirusul s-a dovedit în ultima perioadă că este o cauză principală de diabet zaharat de tipul 1 la copil. Și s-a observat că în, că există o asociere din studii sau că există o asociere între uh, grupurile de copii care au uh, făcut rotavirus și grupurile de copii care nu au făcut rotavirus. În grupul de copii cu rotavirus, incidența diabetului zaharat de tipul 1 este foarte mare. În grupul celor care nu au făcut rotavirus, incidența este foarte scăzută. Foarte mare însemnând cât? Ajunge să fie undeva la 40% incidența uh, de uh, diabet zaharat, adică boală rotavirală din aceștia au diabet zaharat de tipul 1. În același timp, sunt studii în Australia făcute care au arătat că, acolo unde este o acoperire vaccinală foarte mare, rata diabetului zahărat de tip 1 a scăzut foarte mult. Deci avem dovezi bidirecționale. Pe de o parte, faci boală, risc de diabet de tipul 1, pe de altă parte, te vaccinezi, adică nu mai faci boală, scade incidența diabetului zahărat de tipul 1. Astea sunt doar două exemple, manifestările neurologice și uh, diabetul zahărat, pe care, care pot să apară în urma uh, infecției cu rotavirus. Deci, trebuie să privim boala nu doar ca o boală acută de moment, trebuie să o privim și în ansamblul ei și ce poate să deterne această infecție și pe viitor. Și gândindu-ne și uitându-ne la aceste date, este clar că vaccinarea este foarte importantă și va fi foarte utilă. Iar are câteva inconveniente. Pe de o parte, primul inconvenient este că trebuie administrat doar sugarului mic până la vârsta de 6 luni Deci nu se poate vaccina copilul peste 6 luni și necesită două doze Știm că până la 6 luni copilul va mai este vaccinat și cu celelalte vaccinuri Și atunci aici trebuie mai întâi o campanie de conștientizare, că atunci când va fi implementată vaccinarea părinții să fie de acord cu această vaccinare. Avantajul este că vaccinul se dă oral. Este un vaccin oral, deci nu, copilul nu mai este înțefat suplimentar. Și avantajul este că poate fi administrat cu vaccinul de două luni, concomitent poate fi administrat la orice distanță de celelalte vaccinuri. Deci are avantaje, are și dezavantaje. De ce statul român nu a adoptat încă acest vaccin în schemă obligatorie, mi-e greu să zic poate că nu s-a făcut încă un, o analiză exactă să vedem care este impactul pe care boala îl are. Și nu mă refer la impactul de boală, ci mă refer la impactul economic pe care boala îl are. Cred că dacă s-ar face această analiză și cu siguranță s-o să un impact foarte mare, cu siguranță s-ar implementa vaccinarea obligatorie și gratuită. O altă problemă care există în momentul de față în ceea ce privește boala diareică acută este cea legată de administrarea de antibiotice. Și aici aș vrea să mă refer la cazurile de natură virală, unde știm că nu este recomandat antibioticul. Și totuși în România se prescrie foarte mult antibiotice. Care este cauza? Da, aici este o mare problemă cu administrarea de antibiotice în bolile virale. Uh, cauza cred că este uh, lipsa aceasta de a monitoriza pacientul și lipsa uh, incapacitatea de a monitoriza pacientul și lipsa de a uh, efectua anumite teste care să pună un diagnostic uh, de certitudine. Uh, de fel părintele că vine la medic fie la medicul pediatru, fie la medicul de familie Dorește să aibă un diagnostic de certitudine. Nu este mulțumit doar de să-i zici da are o enterocolită și o să-i treacă, luați și o să-i treacă Mai ales dacă copilul face febră, continuă să verse e, Părintele devine anxios Și atunci el are nevoie de o certitudine. Dacă tu îi spui Copilul ăsta are enterocolită și este cu rotavirus Deja ușor ușor se liniștește Îi explici că o să dureze 5 zile și el s-a liniștit Dacă tu nu poți să-i dovedești cauza, el o să fie neliniștit, se gândește, dar dacă nu e doar viral, cum mi-a zis, dar dacă este bacterian? Și atunci se creează o presiune pe medic. Cred că, mai ales în provincie, unde accesul către laboratoare rapide pentru diagnostic este destul de greu, medicii și-au un fel de siguranță și un fel de liniște în a administra profilactic antibioticul, da? În ideea în care părintele o să stea mai liniștit pentru că știe că are un antibiotic, deși copilul va continua cu simptomele lui, ca boala virală își face parcursul normal. Ce ar fi de făcut să scădem această administrare ar fi să avem o comunicare cât mai eficientă cu părintele. Și dacă suntem medici, nu știu, undeva într-un orășel mic sau într-un sătu să încercăm să chemăm părintele, uneori chiar zilnic, la control. Să-l chemăm lângă noi și să-l mai consultăm încă o dată pe copil. Chiar dacă e la fel de bine cum a fost și ieri, dar părintele o să aibă o siguranță. Mai chema și mâine să-l mi-l vadă. A zis că dacă e ceva, va interveni la timp. Și atunci el se va liniști. Deci, pe partea aceasta trebuie să, să lucrăm. Pe de altă parte, pot cabinetele acestea private sau a medicilor de familie pot să facă mici investiții prin care să doteze cabinetele cu teste dintre acestea rapide. Testele rapide sunt foarte utile, rezultatul vine în 10-15 minute și nu sunt foarte scumpe. E o investiție într-adevăr pe care medicul de familie sau medicul pediatru în cabinetul lui personal poate să o facă, dar va contribui foarte mult la prescripția aceasta inutilă de antibiotici. Pentru că altfel, dacă nu ai nici teste, nu ai nici capacitatea de a urmări pacientul, este clar că uneori dai profilactic un antibiotic ca măsură de precauție. Pentru că de la o administrare de antibiotic nu pățești nimic, însă, cumulat în timp, rezistența la antimicrobiene crește și noi în România ne confruntăm cu o rată crescută a tuturor bacteriilor, adică bacterii care uh, par banale, de exemplu streptococul de grupa A, care dă o faringită banală, uh, în toată lumea aceasta este uh, sensibil la toate antibioticele. Orice antibiotic ai da, merge. În România ajunge să aibă rezistență 50% la macrolide, adică la banala claritromicină, acest streptococ să aibă rezistență. Ceea ce nu este ok. Dacă nu mai putem trata o faringită banală, streptococică, cu orice antibiotic, înseamnă că nu e bine.